Vreau să vă ascund poza aceasta și, la un moment dat, cheie în uh, prezentarea mea să vă atrag atenție, în, atenție asupra ochilor acestui copil care sunt așa de frumoși. Um, eu o să vă spun o poveste științifică, dar vreau să vă asigur că nu va fi un curs pentru că e bazată pe o idee care mă preocupă și cu care încerc să-i pun pe gânduri pe studenți și să-i îndemn să învețe ceea ce înțeleg la cursuri. Ideea aceasta e că ceea ce facem, comportamentul nostru, produce modificări genetice. Și astăzi o să mă concentrez pe un caz uh, în care această idee se verifică, și anume faptul că uh, ceea ce fac părinții, mai ales timpuriu în copilăria uh, fiului sau fiicei lor, uh, produce modificări genetice care veți vedea că sunt impresionante prin impactul pe care l-au uh, pe toată durata vieții copilului. Bun, uh, un lucru pe care vreau să-l spun este că uh, noi suntem, noi oamenii, suntem o specie altricială. Uh, adică uh, puii noștri se nasc imaturi uh, și uh, au nevoie de părinți uh, care să-i ajute să supraviețuiască pentru o bună bucată de timp. Uh, și atunci e un lucru pe care îl știm toți, părinții trebuie să își protejeze copiii pentru că sunt imaturi, nu se pot descurca fără ei. Uh, și se pune problema cum să ai grijă de copilul tău. Și uh, poate prima dată când am fost impresionat de uh, o uh, frază legată de uh, practicile parentale, a fost întâmplător, citind pentru un curs, când, într-un articol care se dovedise complet nepotrivit pentru ce aveam nevoie, am găsit următoarea uh, afirmație. Uh, cel mai important rol al părinților este să atenueze emoțiile negative ale copilului și să le amplifice pe cele pozitive. Uh, și cred că asta spune destul de multe despre ce ar trebui să facă părinții în parte. Uh, și uh, prezentarea mea va avea legătură, uh, cel puțin prima parte, cu ce se întâmplă dacă nu faci asta. Ce se întâmplă dacă îți expui copilul de prea devreme la stresul căruia tu îi faci față foarte bine ca și adult. Și acum era momentul cheie okay în care să vă atragă atenția că acest copil are o uh, fețișoară foarte frumoasă și niște ochi albaștri absolut superbi. Bun. Ideile principale sunt că, așa cum v-am spus, părinții pot afecta activitatea genetică din creierul copilului. Nu e o idee pe care să o trecem cu vederea. Imediat o să vedeți câteva exemple. Adversitățile timpurii, adică evenimentele care îl stresează semnificativ pe copil, produc schimbări genetice și aici începe să devină un pic amenințătoare povestea, pentru că aceste schimbări genetice sunt permanente. Aceste schimbări genetice deviază dezvoltarea creierului și calibrajul acesta genetic, care are legătură cu felul în care părinții au grijă de progenitura lor, contribuie la riscul pentru boli psihiatrice după adolescență. Și nu în ultimul rând, ceea ce este poate cel mai surprinzător și are legătură cu cercetări de ultimă oră, cercetări din ultimii 2-3 ani, e că neglijarea sau abuzul parental uh, are efecte genetice pentru mai multe generații. Cu alte cuvinte, dacă un copil este expus de devreme la uh, stres căruia, e evident că nu-i poate face față, pentru că creierul acelui copil nu este încă suficient de dezvoltat, uh, Generațiile următoare, și o să vedeți câte, chiar dacă nu sunt expuse la uh, stresul respectiv, vor avea modificări genetice similare cu ale copilului devenit părinte. Uh, nu fiți prea încruntați că e și o parte bună a poveștii, dar va trebui să așteptați puțin pentru ea. Uh, copiii îngrijiți vor fi sănătoși pentru că de îngrijirea părinților depind și nu o să insist. Sunt lecții de psihologie bine articulate. Dezvoltarea cognitivă și emoțională a acestor copii depinde de îngrijirea părinților, și riscul pentru boli mentale și somatice. Ca să vă dau un exemplu, legat de dezvoltarea emoțională a copilului, care depinde în mare măsură de comportamentul părinților, gândiți-vă că. Uh, situația aceasta, care, cum am aflat astăzi și cum simt și eu acum, poate fi destul de stresantă, poate să fie interpretată ca o amenințare sau ca o provocare. M-am străduit în ultimele ore să o văd mai mult ca pe o provocare decât ca pe o amenințare. Deci, reacțiile la stres. Uh, Comportamentele din situațiile stresante sunt învățate de la părinte, în mare parte, și sunt multe studii care uh, susțin această idee. Apoi, neglijarea sau abuzul parental timpuriu uh, are efecte permanente uh, asupra dezvoltării creierului, și uh, sunt deja câteva studii care arată că uh, dacă te uiți la creierul după adolescență, uh, vei putea să, să vezi că acei. Adolescenți care au suferit neglijare sau abuz în copilărie au structuri nervoase care sunt fie mai mari fie mai mici decât ar trebui. Și uh, dau exemplu pe fugă exemplu uh, amigdalei care nu e organul pe care îl știm organul linfatic uh, ci este o structură nervoasă din creier care este mai mare uh, la copiii care au fost neglijați sau abuzați fizic sau uh, emoțional sau sexual. Uh, Apoi, uh, neglijarea sau abuzul parental duc la răspunsuri exagerate la stres. De pildă, uh, secreția unui hormon care se cheamă cortizol și care e considerat uh, hormon de stres, pentru că concentrația acestuia crește în situațiile de stres, este mai mare pe parcursul uh, zilei uh, la copiii care au suferit uh, o copilărie care care, pardon, care au trecut Printr-o copilărie stresantă. Riscul e mai mare pentru psihopatologie și sinucidere. Și vreți să știți că e um, un lucru cu certitudine groasnic. Riscul pentru sinucidere este de 12 ori mai mare la copiii care au avut o copilărie stresantă. Uh, psihopatologia parentală, arată studii uh, din ultimii ani, se repercutează peste generații, și acesta este un lucru pe care o să-l reiau spre sfârșit și o să fac legătura cu ceea ce vreau să vă spun astăzi. În sensul că anxietatea mamei, de pildă, uh, are legătură cu uh, anxietatea. Următoarelor două generații. Sunt studii care arată că psihopatologia, de genul tulburărilor de anxietate sau tulburărilor de conduită, gândiți-vă uh, la uh, comportamente de genul agresivității uh, și alte comportamente antisociale. Dacă apar astfel de tulburări, Emoționale sau de conduită la părinți, e mai probabil că și următoarele două generații vor prezenta trăsături pe acea linie. Și o să vedem care este mecanismul. Acum, mecanismul în psihologie se crede că e simplu. Înveți comportamente. Prima generație învață de la părinți că reacțiile la stres trebuie să fie de evitare. Sau de explozie de furie, atunci când te confrunți cu o situație neprevăzută. Da, sunt studii care arată că o parte din acest, acest risc mai crescut pentru psihopatologie este influențată genetic. Și pe această latură mă voi concentra. Deci, Părinții s-ar putea să influențeze felul în care copiii reacționează la stres mai târziu, când aceștia devin adulți, nu numai învățându-i comportamente nepotrivite, ci și a, având uh, un impact biologic stabil uh, la diferite niveluri. Uh, și mă voi uh, concentra asupra modificării activității unor gene în creierul copilului. Uh, ce e important de înțeles este că nu este vorba de structura genelor. Ne naștem cu uh, gene care, în cea mai mare parte, sunt la fel la toți indivizii din specia noastră, la toți oamenii. O mică parte sunt variabile, uh, dar nu este vorba de structura acelor gene. Acea structură nu se schimbă decât în condiții extraordinare. Uh, eu mă refer la modificarea activității genelor. Prin urmare, genele nu se schimbă, rămân aceleași, dar ele pot să fie, să zicem, scoase din uz sau pot, activitatea lor poate fi crescută în anumite condiții de mediu. Uh, și atunci, modificarea activității genelor se cheamă modificare epigenetică. Modificarea genelor sub influența unui medicament sau a radiațiilor, de pildă, ar fi modificare genetică propriu-zisă. Epigenetic nu e același lucru cu genetic. Astăzi vorbesc despre modificări epigenetice în creierul copiilor care sunt legate de felul în care părinții îngrijesc. Ce vedeți aici este o linie de șoareci care au aceeași variantă genetică, însă vedeți că nu seamănă. Deși au aceeași genă care le uh, influențează culoarea blăniței, au blăniță de culori diferite. Ceea ce diferă între acești șoareci este nivelul de activitate. Uh, nu sunt sigur unde e pointerul, să sperăm că aici e. Nivelul de activitate al acestei gene care se cheamă Guti Variable Yellow. Uitați că am menționat numele. Deci, nivelul de activitate al genei și nu gena uh, variază. Uh, acum, cum putem să studiem? impactul pe care îl are comportamentul părinților la nivel epigenetic, prin urmare asupra nivelului de activitate al genelor. Cel mai simplu și la îndemână mod de a studia felul în care părinții influențează activitatea genelor la progenituri e folosind inițial un model animal. Uh, și s-au uh, identificat comportamente parentale tipice pentru specii de rozătoare care sunt uh, folosite în laboratoare. Și ce vedeți aici este prescurtarea uh, expresiei în engleză: leaking, grooming, arched back nursing. Și ca să vă fie clar despre ce e vorba, dacă mai tolerați o imagine cu uh, o mamă șobolan, linia asta se cheamă Long Evans și sunt cunoscuți ca fiind. Mari, ușor de manipulat și foarte, foarte docili, foarte blânzi. Și ce vedeți aici este comportamentul de care vă menționam: comportamentul de îngrijire a puilor cu spatele arcuit și, incluzând, incluzând și linsul puilor, care are mai multe funcții. Mă întorc, dacă folosim acest. Comportament parental la șobolan, ce vedem este că puii femelelor care uh, au în măsură mai mică aceste comportamente, deci care putem zice își neglijează puii, au răspunsuri exagerate la stres în perioada adultă. Prin urmare, dacă le determină acel hormon de stres, de pildă, vei vedea că e mult mai ridicat la puii deveniți adulți dacă au avut mame care i-au îngrijit mai puțin, față de puii care au avut mame care i-au îngrijit mult mai mult. Și lucrurile astea sunt măsurate cât se poate de uh, riguros. Uh, ce s-a mai văzut este că o proteină din creierul acestor uh, pui neglijați, proteină care rămâne la fel pe tot parcursul vieții lor, este în cantitate mai mică. Este vorba de stați să-mi trag răsuflarea, vă sfătuiesc să faceți la fel, receptorul pentru glucocorticoizi. Cortizolul e un glucocorticoid. Rețineți numai că această proteină uh, este în cantitate mai mică în creierul puiilor neglijați. Acum, cum ajungem la gene? Păi, uh, în ultimii ani s-a descoperit că activitatea genei pentru această proteină este scăzută la puii neglijați. Și uh, acest lucru, scăderea activității acestei gene, este sub uh, uh, influența directă a comportamentului mamei. În sensul că, dacă ei, puiuții ăștia, uh, care sunt neglijați inițial, uh, vezi că gena pentru această proteină are o activitate scăzută și îi duci la mame care îi îngrijesc mult mai bine, Vezi că activitatea acelei gene crește. Prin urmare, nu vă pot da detaliile pentru că nu avem timp și nu e nici contextul potrivit, dar sunt multe feluri în care cercetătorii s-au asigurat că e comportamentul mamei de vină pentru modificarea activității acestei gene, care scade. La om sunt studii care arată că abuzul în copilărie scade de asemenea activitatea acestei gene, ceea ce ne asigură că observațiile făcute în medii foarte controlate la animale sunt valabile și la om. La fel, stresul matern și sunt studii făcute pe uh, femei care uh, au trecut prin violență fizică din partea partenerului în timpul sarcinii sau care au suferit depresie în timpul sarcinii sau femei din Republica Congo în perioada în care acolo a fost război. Uh, S-a văzut că stresul matern în ultimul trimestru de sarcină de asemenea scade expresia acestei gene și nu e singura a care activitate se modifică. Uh, și o să vă surprindă poate că sunt studii făcute la animale care arată că uh, influența maternă reglează, modifică activitatea uh, a mai mult de 900 de gene. Și dacă credeți că suntem foarte diferiți de șobolan, să știți că nu aveți dreptate pentru că avem cam același număr de gene, adică peste 20.000 de gene. Prin urmare, situația nu s-a verificat, dar situația s-ar putea să fie uh, echivalentă. Să ținem cont că vorbim de sute de gene a căror activitate se modifică stabil. Odată modificată, nu se mai schimbă decât cu mare greutate sau deloc pe parcursul vieții. Deci se modifică stabil sub influența comportamentului matern. Uh, ajung la ideea care e poate cea mai provocatoare. Odată modificată activitatea acestor gene ea se poate transmite peste generații și aici vorbim de cercetări, nu v-am pus referințele, dar sunt cercetări din 2010 încoace, care te lasă cu gura căscată. Ce arată aceste cercetări e că modificările epigenetice induse de comportamentul părinților de vreme în copilărie se pot transmite peste generații. Uh, și sunt studii pe animale care arată că uh, stresul uh, timpuriu, uh, indus prin separare repetată și imprevizibilă, imprevizibilă de mamă, induce mai târziu la șobolan simptome depresive. Nimic surprinzător. Cum se testează, vă veți întreba, nu În mai am timp, dar trebuie să menționez asta. Sunt teste foarte simple. De pildă, dacă îl ridici la târn, îl ții atârnat de coadă, stă imobil mult mai mult timp decât un șobolan care n-a trecut prin genul ăsta de stres timpuriu. Ce se vede este că aceste simptome apar și la puii din următoarele două generații, chiar dacă aceștia nu au trecut prin separare maternă timpurie. Prin urmare, modificările comportamentale, acest fenotip, aceste comportamente depresive, să le zicem, se transmit mai departe. Și ce s-a văzut e că modificările epigenetice care au fost făcute de, prin, prin, de către acel eveniment de, de separare de mamă, imprevizibilă și îndelungată, timpuriu, se transmit prin. Spermatozoizi. În spermatozoizii șoarecilor stresați timpuriu, s-a modificat activitatea unor gene și, astfel, acea modificare epigenetică a trecut mai departe. Și aceleași schimbări sunt prezente genetice, epigenetice. Sunt prezente în creierul și în spermatozoizii urmașilor, chiar dacă aceștia nu trec prin același gen de stres timpuriu. Acum, ne interesează lucrurile acestea de ce. Pentru că studiile pe animale ne arată că modificările acestei epigenetice induse de stres timpuriu pot fi recuperate. Cum? Prin administrarea unor medicamente și prin cross-fostering, se spune în engleză, adică trecerea de la o mamă care te neglijează la o mamă mai bună. Medicamentele nu fac... Chiar și date la adult nu fac decât să modifice activitatea acelor gene și brusc se văd modificări comportamentale la șobolan. Ceea ce înseamnă că ceea ce se defectează timpuriu din punct de vedere genetic, teoretic, ar putea să fie modificat chiar și în perioada adultă. Uh, nu o să menționez decât de puțin despre reversul acestor cercetări, pentru că nu mai am timp. Am putea să optimizăm epigenetic funcționarea creierului nostru și să beneficieze de această optimizare și următoarele două generații. Păi, sunt studii pe animale care arată că uh, un mediu îmbogățit, care la șobolanie simplu de uh, realizat, îi pui în cutii mai mari și au posibilități de explorare spațială uh, crescute. Mediul acesta îmbogățit se asociază cu o memorie mai bună. Forme de neuroplasticitate, deci de schimbări în creier care susțin memoria mai bună, formele respective de neuroplasticitate sunt facilitate în creierul acestor șobolani. Prin urmare, dacă le dai un mediu îmbogățit, le îmbunătățești memoria și funcționarea circuitelor nervoase legate de memorie pentru două generații. Și prima generație trece prin asta, vezi optimizarea, următoarele două generații nu mai trăiesc în același mediu, trăiesc în mediu standard și cu toate astea vezi că au memorie mai bună și uh, au o funcționare cerebrală mai bună. Ce ar corespunde la om? Păi, uh, S-a arătat că disponibilitatea și căldura afectivă a relației cu părinții, cel puțin până la patru ani, are efecte echivalente la nivelul creierului cu uh, mediul îmbogățit de la șobolan. Prin urmare, dacă ar trebui să spunem ceva practic pentru părinți, e că această dimensiune e foarte importantă pentru dezvoltarea creierului și pentru aceste modificări epigenetice de care am povestit. De ce step outside? Pentru că uh, eu cred că educația ne poate ajuta să depășim niște predispoziții care poate sunt legate de modificările epigenetice timpurii. Uh, mai cred că uh, ideea corespunde acestui context pentru că înțelegem că până la adolescență creierul uman nu este pregătit să facă să se confrunte cu stresul și atunci părinții trebuie să uh, își protejeze copiii de uh, stresori cât pot de mult până după adolescență. Și apoi epigenetica, acest domeniu de care v-am vorbit astăzi, n-ar fi existat dacă psihologii și geneticienii n-ar fi făcut cercetare comună, interdisciplinară. Prin urmare, step outside.